Sănătatea e gratuită, dar poate să aștepte. Așa funcționează sistemul. Mii de pacienți stau la cost cu zilele pentru o simplă analiză de rutină și cu lunile pentru un RMN. Deși avem dreptul la investigații medicale gratuite, primim de 10 ani același răspuns. Banii de la casele de asigurări s-au terminat. Reveniți luna viitoare. Suntem într-una dintre cele mai mari policlinici din București. Ca să beneficiezi de analize gratuite, regula e simplă. Primul sosit, primul servit. Zeci de pacienți sunt deja la coadă. Am fost fericită că am reușit să iau bonul 21 și am fost la 6:30 aici. Se întâmpla astăzi, după doar 5 zile lucrătoare din luna iunie. Fondurile laboratoarelor sunt deja pe sfârșite. Acest domn, de exemplu grav bolnav, tocmai a aflat că mai sunt bani doar pentru 30 de pacienți. Și dacă noi luni suntem mai 31-le? Nu te mai ai. Trebuie să fii foarte dimineață. Păi să stai afară. Dormi nu, mai. Că să stai afară la rând. Să aprinzi rând. Să stau afară la rând? Da, când deschide să fie aici. Bine. Da, să vă știu. Bătăie de joc. Reporterii observatori au primit și punturi ca să păcălească sistemul. Luni dimineața la 6:30. Nu veniți direct aici. Mergeți la celelalte cabinete. O să fiți între primii. E o luptă pentru supraviețuire, la propriu. Pentru cei mai mulți, lipsa analizelor înseamnă agravarea bolilor. Această pacientă, care suferă de lombosciatică, așteaptă de peste o lună o investigație. Când am venit luna trecută, era data de 5. Și spune, păi nu, că s-au terminat fondurile. Și am spus, păi cum s-au terminat fondurile când suntem în 5? Da, s-a terminat. Veșnicul răspuns, nu sunt bani, îl primesc și cei care au nevoie de un RMN sau computer tomograf. La unele clinici se fac programări chiar și peste o jumătate de an. Aveți bilet de trimitere? Avem bilet de trimitere, da. Cu bilet de trimitere momentan nu facem programări, mai reveniți cu un telefon la începutul lunii viitoare. Situația este bine cunoscută de autorități, care nu-și asumă nicio vină pentru situația în care se află pacienții. De la CNAS ni se transmite că problema fondurilor insuficiente intră strict în responsabilitatea furnizorilor de servicii. Sumele pot fi însă suplimentate la cerere. Chiar și așa, în București se alocă cei mai mulți bani pentru analize și investigații imagistice. În țară situația este și mai gravă. Fondurile se epuizează în cele mai multe laboratoare chiar din prima zi a lunii.